Catedrala Episcopală Sfânta Vinere a găzduit duminică festivitatea de absolvire a promoției 2019 a Școlii Post-Liceale Sanitare Cristiana. Alături de absolvenți, la acest moment festiv s-au aflat profesorii, dar și prietenii și familiile lor. Ținându-și diriginții la braț, absolvenții, viitori asistenți medical-generaliști sau farmaciști, au intrat în biserică pe acordurile imnului Gaudeamus. Festivitatea a continuat cu mesajele transmise de către cei prezenți la eveniment. Printre cei care le-au urat absolvenților succes la examenele care îi așteaptă, s-au numărat preotul Ioan Ghiurco, dar și doctorul Gabriel Iluță. Mulțumim lui Dumnezeu că mai ajuns încă să fie în an școlar. Voi se bine arătați, fie firelețe de voie bună. Vă doresc din tot sufletul, din tot minunat. Acolo unde veți fi, să faceți cu multă tragere de inimă ceea ce trebuie făcut, adică ne spune Sfânta Carte, ființe azi sunt foarte aproape de Dumnezeu, adică creștine ființe azi la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și ființe-te spre Dumnezeu. Iar oriunde vei fi, oriunde va fi chemarea ta, să-ți faci slujba pe deplin, așa cum ai face pentru Dumnezeu. Ne punem în astfel de împrejurări, în chemarea mântuită oricând, la absolvire, la începerea unui drum în viață, oare avem noi unde știm sau nu, oare noi ceea ce facem, facem conform cu ne este scris, putem abate de la ceea ce ne este scris, noi nu credem într-o predestinație absolută, nu. Noi credem într-o predestinație condiționată. Adică, dacă la unii se întâmplă numai bine, la unul mai rău, vă zice, așa a fost destinat, așa se întâmplă cu alt rău, sub nicio formă. Dumnezeu este atot bun și atot drept. Pe toți ne predestinează spre bine, pe toți. Dar depinde ce bine și de noi. De Sfântul Apostol Pavel, suntem împreună lucrător cu Dumnezeu. La ce? La propriul nostru destin. Dragi absolvenți, ce de totale nouă acum? Aveți un destin frumos, unde se predestinează toate spre bine, spre bine, bine, nu mai spre. Dar depinde acest bine, așa mare măsură, spre voi, cum veți conlucra cu Harul Dumnezeu. Dacă veți conlucra cu Harul Dumnezeu, vă veți făluri, la început de drum, un destin. Nu cum l-ați visat, nici cum l-ați văzut, nici nu v-ați putut gândi vreodată că puteți realiza așa ceva. Și în păcate, că timpul de zidată, dar vreau să dau exemple multe despre absolvenția noastră care s-au realizat în țară și în sănătate, exact așa cum vă spun, nu au putut visa vreodată că vor ajunge ceea ce au ajuns. Așa că, iată, calea spre destinirea, conlucrarea cu Harul lui Dumnezeu, datoria să o facem pe deplin acolo unde suntem, de bază, și atunci totul
vă doresc un viitor strălucit. Sărbătoriți împlinirea unui vis, acela de a avea o profesie nobilă, frumoasă și netrecată. Eu mereu zic că asistentul medical nu e o profesie, ci e un mod de viață. O viață de responsabilități, plină de sacrificii, dar foarte frumoasă, plină de sacrificii, de satisfacții. Să aveți succes, să rămâneți în sală, că avem nevoie de voi. Și am și curajul să vă las pe mâinile voastre, dacă în cazul, știu că ați făcut ce ați făcut în ultimii 3 ani de școală. Vă felicit încă o dată și vă urez succes și pauză la examenele de urmă. Despre importanța carierei de asistent medical a vorbit Rodica Mureșan, președintele Ordinului Asistenților Medical Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, filiala Sălaj. Dragi părinți, soți, prieteni, bunici, frați, toate gradele de rudenie, stimați profesori, astăzi aveți în fața dumneavoastră o altă generație. O altă generație care va face parte din marea noastră clasă a Ordinului Asistenților Medicali. Stimați absolvenți, astăzi se încheie o nouă etapă din viața voastră. Dacă până astăzi ați fost ocrotiți de către părinți, ați fost ocrotiți de către profesori, după ce o să vă luați și examenul de licență, rămâneți pe contul propriu. Atunci veți da piept cu viața, văd că sunteți mulți și m-aș bucura să nu aplicați la primul eșec. Din contră, să vă întăriți și să știți următorul lucru. De acum înainte, începeți să învățați cu adevărat. Viața o să vă trieze. Examenele. Ați auzit că se pune din ce în ce mai mult bazele meritocrației. Se vor face centre pentru ocuparea unui post de asistent medical într-o unitate sanitară publică. Nu vor mai fi organizate de către unitățile sanitare, spitale din județ, ci veți merge acolo unde județul Sălaj va fi repartizat. De aceea, rugămintea mea este, având în vedere că aveți această profesie de asistent medical, voi va trebui să învățați continuu, pentru că viața medicală și știința în general galopează foarte repede, apar noutăți, iar dacă voi nu le știți, veți rămâne în urmă. Vreau să vă dau un sfat. Întotdeauna, în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, atâta timp cât exercitați această profesie în România sau vreți să vă îndreptați spre alte țări, aveți două legi pe care trebuie să le știți. Niciodată nu mergeți pe premisa am auzit, mi s-a spus. În țară, citiți ordonanța 144, actualizată, care vă spune absolut tot ce trebuie să știți când vreți să exercitați această profesie, iar dacă vreți să mergeți peste votare, aveți directiva 36 europeană, care vă spune absolut toate documentele de care aveți nevoie să le aveți asupra voastră când vreți să treceți granițele țării. Eu nu pot decât să vă urez astăzi succes în tot ceea ce faceți. Vă aștept să veniți la noi la organizația profesională, iar această diplomă vă certifică faptul că voi ați terminat o școală. Niciodată nu veți putea profesa dacă nu sunteți înscriși în organizația profesională. Vă doresc faptul la examene, să fiți perseverenți și totodată să ajungeți acolo unde v-ați dorit. Multă baftă și mult succes, dragi absolvenți! Festivitatea a continuat cu predarea cheii școlii viitorilor absolvenți, moment urmat de mesajele transmise de diriginții claselor de absolvenți și de către reprezentanții elevilor din anii 1, 2 și 3, precum și cu depunerea jurământului profesiei de asistent medical. Încărcate de emoții, emoții la pornirea la școală, sper să pot face față și aici.
Stimate domnule director, distinși profesori, dragi absolvenți, stimați părinți și invitați, sunt deosebit de onorată să mă aflu în această zi specială, aici în fața dumneavoastră. Este un moment încărcat de emoții, atât pentru absolvenți, care pășesc într-o nouă etapă a vieții, cât și pentru mine, cu atât mai mult, cu cât ei sunt prima generație de elevi pe care am urmat-o în calitate de diriginte. Am avut mereu o comunicare deschisă cu elevii mei, i-am sfătuit, i-am ajutat, i-am lăudat când am meritat, i-am dojenit în situația impus. Sunt convinsă că relația noastră va continua și că, deși acum ne dăm seama, ne va fi foarte de tot cu mii de alții. Drumurile voastre s-au întâlnit atunci când fiecare din voi avea să se construiască, să reveze puterea Visului Frumos, să caute răspunsul la întrebări nerostite, să adauge și apoi să risipească clipe, săptămâni, ani. Vă dea amintiri frumoase, alungă momente care vor rămâne unice în viața noastră. V-au adus împreună entuziasmul tinereții fără bătrânețe și dorința de a vă învăța pentru definirea voastră. V-ați format frumos și iată vă astăzi absolvenți. Suntem mândri de voi. Voi plecați. Noi rămânem aici. Să ne continuăm în linia de astfel. Să nu uitați de noi. Vă dorim să fiți puternici în lumea desfințuită. Să înfruntați cu același curaj orice provocare și să arătați lumii că sunteți construiți pentru a fi cei mai buni asistenți medicali. V-ați ales o meserie grea, nobilă, care impune profesionalism, dăruire și empatie. Vă doresc multă sănătate, împliniri, realizări și mult bun succes la examen. O să fiu lângă voi și la examen. Avem încredere în voi și știm că veți reuși în tot ceea ce v-ați propus. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă salut pe fiecare. Vă doresc încă o dată sănătate, împliniri, realizări. Mulțumim din suflet domnului director pentru tot sprijinul. În fiecare clip am fost lângă noi. Dacă am probleme, n-am întrebat, ne-a ajutat în acest timp. Vă mulțumesc din suflet. Stimați invitați, onorați oaste, dragi absolvenți, participăm astăzi la un eveniment cu foarte mare emoție și deosebit de bucurie, și anume festivitatea de absolvire. Promoția 2019, sunteți voi, promoția numărul 26. 26 de ani de activitate, 26 de ani de succes, de împlinire, bucurie, profesor alături de elevi. Să fiți mândri, pentru că voi și celelalte generații scrieți împreună istoria cu litere de aur a școlii Cristiana Zalău. O istorie, o poveste de viață, o poveste la care contribuie fiecare dintre voi, o poveste plină de zâmbete, empatie și dragoste față de aproapele nostru. Pentru că dragostea este o aliană sufletească care vindecă toate bolile trupești. Vrem să credem? Asta înseamnă îngrijirea aproapele nostru. O dragoste nemărginită și necondiționată. Ajutați-i, dragii mei, pe cei aflați în suferință, atunci când situația o va cere, ori de câte ori. Pentru că altruismul este una dintre cele mai nobile trăiri și trăsături ale ființei umane. Știm foarte bine că de la cele mai banale boli și până la cele mai grele suferințe, fiecare purtăm durerea într-un mod aparte și deosebit. Astfel încât, atunci când ajungem pe patul de suferință, probabil fiecare așteptă mai mult un zâmbet, o vorbă bună, o alinare în suflet, decât acel tratament care este absolut imperios necesar să ni se administreze. Așadar, dragi absolvenți, nu uitați,
de misiunea nobilă pentru care v-ați pregătit în acești ani. Purtați cu mândrie alatul de asistent medical, exercitați-vă meseria cu demnitate, profesionalism și, în primul rând, cu mult drag față de cel aflat în suferință. Știm cu toții că este o zi foarte emoționată. Ați trăit împreună clipe frumoase sau poate mai puțin frumoase. Poate vă aduceți aminte de unele momente amuzante de pe băncile școlii. Dar sunt momentele care v-au făcut ceea ce sunteți astăzi. Și anume salvator și călăuzitor pe drumul sănătății. Dragi absolvenți, ceea ce ați realizat până în acest moment, să vă dea încrederea de plină în forțele proprii. Dar să știți că numai învățând și studiind în continuare, vă poate asigura desăvârșirea și succesul. În încredere, vă cer să vă respectați statutul de asistent medical și să fiți călăuziți în viață numai de valorile absolut fundamentale ale omului, precum adevărul, binele și frumosul, alături de profesionalism, dedicație și devotament în profesie. Vă doresc mult succes examenele care urmează și diploma care veți dobândi să vă aducă numai împliniri și satisfacții sufletești în meseria care vă dragi colegi, bine ați venit la festivitatea de absolvire, promoția 2019. Iată în ajuns și la final. Este clipa în care ne luăm rămas buni unii de la ceilalți. Ne luăm rămas buni de la cadrele didactice, cei care ne-au îndrumat și ne-au făcut pe parcursul celor 3 ani de școală. Astăzi este un moment de sfârșit și totodată un nou început, o nouă viață așteaptă. Este momentul când toate cunoștințele acumulate pe băncile acestei școli vor fi puse în practică. Noi avem astăzi nu numai pregătirea necesară unor buni specialiști, dar suntem pregătiți în fața obstacolelor care ne vor aștepta de acum înainte. Vă mulțumim părinților, rudelor și tuturor celor care, într-un fel sau altul, și-au adus contribuția la succesul nostru academic. De asemenea, vrem să mulțumim corpului profesional pentru răbdarea, profesionalismul și dedicarea cu care ne-au instruit acești ani. Vă mulțumim! Părinți, profesori și dragi colegi, vă adresez cu căldură, bine ați venit la festivitatea de reînviere a anului școlar 2018-2019. Pentru a fi alături de noi, cei care azi încheiem un capitol important în viața noastră. Să ne bucurăm împreună și să sărbătorim tot ce am realizat în cursul celor 3 ani de școală. Să evidențiem pericelele de misii, pierducerele, dar și pietrele noastre de temelie. În acest context de sărbătoare și bilanț, putem afirma cu toată convingerea că avem în spate o impresionantă muncă. Am visat, am proiectat, ne-am făcut griji, dar până la urmă am izbândit. Dragi colegi, drumul pe care îl urmăm nu va fi ușor, dar noi putem construi o lume mai bună. Lucrurile mici pe care le facem și le spunem au mare importanță în mici în noi momentan. Un gest frumos poate să ia povara unui lor obosiți. Câtă bucurie țâșnește deodată din lucrurile mici și simple. Deci simplu, dar din suflet. În încheiere, ne îndreptăm gândurile spre colegii noștri și vă mulțumim pentru că ați primit via școlii și la rândul vostru să o dați mai departe cu mare cinste. Mulțumim domnului director, profesorilor și tuturor celor care ne-au urmat pași pe acest drum spre o carieră nouă. Pentru fiecare lecție școlară și de viață pe care ne-ați învățat-o, pentru observațiile și încurajările din partea dumneavoastră, pentru zâmbetele și lacrimile pe care le-am dat în schimb.
pentru fiecare zi în care am fost împreună în anii trecuți. Vă mulțumesc! La finalul festivității, toți absolvenții au primit flori și câte o diplomă de absolvire. 2, 3!